Bună ziua! Bine ați venit la expoziția Dumitru Bezem. Cred eu, cu ocazia sărbătoririi patronului pictorilor, Sfântul Apostol Luca. După cum știți, azi e sărbătoare pentru noi, patronul nostru, Sfântul Apostol Luca, primul zugrăvitor al chipului Maicii Domnului cu pruncul. Se spune că mai sunt doar 3 icoane din cele 12 pe care 3 din 12, una fiind pe teritoriul României. La mulți ani, Luca, peste o săptămână, la mulți ani, Dumitru Bezem. Ca de fiecare dată, o expoziție cu de toate, din lucrări din ce în ce mai luminoase, mai optimiste, mai colorate. Despre artist și eveniment predau microfonul domnului critic de artă Lucian Strochi. De câte ori îl prezint pe Dumitru Bezem, mitică pentru toată lumea, am emoții, pentru că el reușește să picteze mai repede decât putem noi să-i percepem arta și de fiecare dată mă gândesc dacă voi fi pregătit să-i primesc noutățile în primul rând. Și această expoziție are și ea câteva noutăți remarcabile. Aș spune chiar că produce o mutație a valorilor și am să încerc să argumentez. În primul rând, Dumitru Bezem ne apare acum într-un autoportret mai neobișnuit. Apare acolo un sfânt care aparent ar aduce ceva din Iustin Pârvu, dar dacă vă uitați la expresie, e tot Dumitru Bezem. Nu știu dacă e așa sau nu, dar ori s-a sfințit mitică Bezem, ori se apropie de o vârstă a mărturisirilor, cert e că de înșelat nu mă înșel. Adică expresia, dacă și-a dat jos și puțin mai jos ochelarii, veți vedea că am dreptate. Noutățile sunt totuși majore și țin, dacă vreți, de strategie picturală. Mitică Bezem iubește lucrurile și ar vrea instinctiv să și le apropie. Din această cauză veți vedea
casele de la mică distanță, ajunge la ea în câțiva pași. E, de data asta pune o oarecare perspectivă și chiar avem peisaje unde, dacă vreți, panoramarea e foarte largă. Cum este acel câmp în roșu, deosebit între altele, e o noutate. După cum sunt și altele, cum ar fi un Paris. Și în același timp, lucru care iarăși e o noutate, Dumitru Bezem procedează precum Eminescu. În ce sens? Eminescu, despre care toată lumea spune că iubește natura sau ceva, iubește natura, dar natura naturată, adică natura pe care el observă și o transformă în natura artifex. Adică cine se duce spre versurile Mai am un singur dor, vom vedea că el aglomerează în acele versuri tot ce i-a plăcut lui. Este ceea ce se întâmplă cu Dumitru Bezem atunci când vede Parisul. Nici într-un caz turnul Eiffel nu este așa, câmpul lui Marte este foarte larg, nu e înconjurat nici într-un caz de clădiri, dar pentru că Parisul înseamnă familiaritate, înseamnă bulevarde impresionante sau ceva, Dumitru Bezem le apropie. Și atunci rezultă un peisaj cunoscut și necunoscut. Apar, iarăși, mori de apă și de vânt. Eu i-am văzut expoziția, evident, înainte, și cineva m-a întrebat, dar unde avem în România mori de vânt? Și ca să scap, mi-era greu să găsesc un loc sau altul, dar categoric sunt, i-am spus și eu la Muzeul Satului sau la Muzeul de la Sighet și atunci am scăpat oarecum. Dar până la urmă, pretextul contează, nu și realitatea intrinsecă. Sigur că, dacă ne referim la clădiri, apar și elemente, alături de elementele cunoscute, un balcic pe care îl recunoaștem foarte ușor, Piatra Neamț cu emblema sa, chiar interioarele are două, dacă vreți, sobe, cămine, mai bine zis, foarte apropiate, apar și lucruri mai puțin ortodoxe, mai greu de recunoscute. Reapare într-o altă ipostază decât cea comună, arlechinul pus pe... Apar acei nuferi pe care îi găsim la impresioniști și iată o replică foarte interesantă, ceva mai întunecată, contrastând cu multe din lucrările sale, care într-adevăr sunt mult, mult mai luminoase decât altădată. Cel puțin la flori este o regulă generală, semn că artistul a ajuns la o seninătate dincolo de, dacă vreți, de cotidian, de imediat. Multe case, specialitate, marcă, engrama, brandul Bezem, foarte izbutite. Aș îndrăzni să spun că o expoziție fără asemenea lucrări nu ar fi o expoziție Bezem. Și ar mai fi de spus că de data aceasta naturile statice cu flori sunt de mult mai mari dimensiuni, ca și cum ar fi avut nevoie de o explozie cromatică. Sunt cel puțin trei lucrări de acest gen, în care, într-adevăr, florile par a se răzvrăti împotriva vasului în care se găsesc. Spuneam de perspectivă și spuneam că își ia o distanță oarecum liniștitoare față de obiectul subiect, dar în același timp reușește și să se apropie, să transfocheze realitatea, cum este în această lucrare, atât de bine realizată încât te gândești că dacă pășești pe prispa respectivă, să nu cumva să-ți joace vreo
scândură sau ceva. Deci impresia de real este foarte puternică. Și tot Dumitru Bezem e un pictor al pădurilor, al mestecenilor în primul rând. Dacă vedeți, expoziția este ritmată prin mesteceni și am făcut odată o experiență, am încercat să-i urmăresc pe petele de culoare și am văzut că niciodată un mesteac nu seamănă cu altul. Nici ca poziție, dar mai ales ca, dacă vreți, ca mărci ale culorii. Iarăși ca noutate și iarăși dând dreptate antevorbitorului, apare ceea ce altă dată ar fi fost o pădure întunecată, acum e o pădure aproape incendiată, n-aș zice incendiară, deci mult, mult mai deschisă. Stânjenei, care iarăși l-au făcut celebru, sunt și ei prezenți, dar și aici fondul a fost înmuiat în culoarea stânjenelui și lângă domnul Strătilă o explozie de stânjenei, de iriș, foarte, foarte interesantă, foarte deosebită. Una peste alta, o expoziție amplă, aș zice chiar că e o expoziție de tip retrospectivă, ceea ce nu e cazul, dar ca și cum artistul își propune un bilanț, hai să zicem, de toamnă, pentru că el mai are și un bilanț de peste an, care are loc primăvara, o reușită din toate punctele de vedere, repet, cu multe, multe noutăți, ceea ce îi dă o notă de prospețime expoziției sale, dar și cu câteva lucruri cu care ne-a obișnuit, unde a ajuns mare maestru și nu acceptă aparent niciun dialog cu alții și chiar cu el însuși. Acesta e Dumitru Bezem, la o săptămână înainte de ziua numelui. Se urăm de pe acum mulți ani, putere de muncă și dacă intuiția mea a fost exactă, să-l vedem trecut și în rândul sfinților, numai să nu treacă prin sacrificiu suprem, prin acel prag care înseamnă altceva. Mulțumesc tare mult! Vă mulțumesc dumneavoastră că sunteți aici. Încă o dată prietenilor mei care m-au sprijinit, tuturor celor care m-au sprijinit, domnului Strătilă care mi-a pus încă o dată mâna pe umăr, familiei Mihaelei pentru că mă sprijină în continuare și mă tolerează. Sigur, această, hai să-i spunem, ocupație, îi putem spune ocupație artistică, ca să nu încurcăm lucrurile, este destul de dificilă într-un context, așa cum știți dumneavoastră, care nu prea încurajează demersuri de acest fel. O să schimb macazul aducându-vă la zi cu niște informații
de care am aflat din presa pe care o citesc eu, culturală. Este vorba că tot în această lună au loc câteva manifestări importante de artă aici în țară și în afară. Este vorba de la Iași, e vorba de o expoziție la care particip și eu, închinată, dedicată pictorului și profesorului Dan Hatmanu. L-am avut profesor și mentor. Va împlini luna aceasta pe la sfârșitul lunii 90 de ani, să-i dea Dumnezeu sănătate și putere de muncă și aceeași prospețime și inteligență plastică de care știu că și dumneavoastră, cei care i-ați cunoscut opera, ați constatat că a avut-o în decursul timpului. Tot așa, ca să nu vorbesc despre ceea ce fac eu, vă amintesc că rușii fac acum dovada unei reverberații, să spunem, de natură expozițională. Este vorba de o colecție particulară care se afla la Sankt Petersburg, este găzduită acum de la Paris de Fundația Vuitton. O colecție care cuprinde lucrările ale lui Picasso, ale pictorilor moderni, dar și ale impresioniștilor. Știți foarte bine și acest lucru. La fel, la și cu asta o să închei, periplul acesta expozițional, ca să spunem așa, la care noi nu putem participa decât cu gândul, la Galeriile Tretiakov este organizată o mare expoziție, este vorba de expoziția Aivazovski, un pictor de mare talent, un peisagist marin, dar a făcut și alte lucruri, e un pictor armean foarte valoros. Sigur, apropiindu-ne de noi, există și alte expoziții la București, la Palatul Parlamentului s-a deschis o expoziție intitulată Temeiuri și sunt și multe, multe alte manifestări. București, cel puțin, dospește, ca să spunem așa, de artă. Aici, în această galerie, pentru că s-a vorbit despre câteva lucrări care am avut îndrăzneala să le fac mai mari, spun câte ceva. Spun și despre faptul că la noi, în general, în România și chiar în perioada aceea despre care se vorbește atât de mult, perioada interbelică, selele au fost foarte mici. Artiștii nu au avut unde să expună lucrări mari, lucrări de anvergură, ca să spunem așa. Deci, în mare măsură, arta noastră este văduvită pe acest plan. Adică nu există spații suficient de mari pentru expunere unor lucrări. Nu trebuie neapărat să fie uriașe la asta, dar ele, din moment ce depășesc o latură de un metru, deja pentru un spațiu ca acesta sunt deranjante. Dacă ne gândim la ceea ce am eu aici, o să conchid foarte rapid. Este vorba de niște tatonări. Eu încă nu sunt convins că totdeauna ceea ce fac este realizat după o rețetă neapărat cu datele problemei încheiate. Îmi amintesc că un regretat pictor, este vorba de Traian Brădean, spunea că orice artist
Adică un artist adevărat n-ar trebui să fie convins întotdeauna că ceea ce a realizat este desăvârșit întru totul. Există subtilități pe care sau chiar feste pe care ți le poate procura paleta, culoarea, nuanțele pe care încerci să le să le compui, ca să spunem așa, să le ataci la un moment dat. Eu aici am și nu vă mai obosesc, am pictură, cum s-ar spune așa, pictură de gen, pictură de șevalet, o pictură care exprimă într-un mod definitoriu pentru mine sentimentele și trăirile pe care le am în fața unei suprafețe goale, albe, așezate pe șevalet. M-ar bucura dacă din crâmpeile acestea de imagini și culori dumneavoastră ați găsi rezonanțe cu, să spunem, vibrațiile mele de, interioare, sufletești. Mă bucur că astăzi am avut o zi însorită, poate și datorită faptului că e sărbătoarea aceasta patronată de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, patronul nostru al artiștilor. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și vă doresc timp mai bun și mai cald. Să fiți sănătoși!